Salutare tuturor, mă numesc Eugen, i-am lângă mine pe Vlada și Adi, iar astăzi filmăm sandwich mare, mediu sau mic challenge. Fiecare din noi va extrage câte un bilețel din acest bol, iar pe foiță va fi scris ce sandwich îi se va aduce. Mare, mediu, mic. Apoi echipa Orange Blue ne va aduce în față sandwich-urile care pot fi gustoase sau scârboase. Deci sandwich-urile sunt în față, sunt sigur că din prima rundă avem ceva gustos. De ce crezi asta? Pentru că e prima rundă. Poate să fie ceva oribil, măcar la mine e ceva mic. Deci la 3, da? 1, 2, 3! No! Oh my god. Hai că nu e atât de rău, nu e chiar atât de rău. Am aici un mix de pește, caracateț, icre roșii, tarancă? Tarancă zici, la română. Pește uscat. E bun? Dar să știți că e gustos. Mine o caracateț 3 kg. Nu și de mare, zic, e mutantă. Și-o crescut, pitușoncă. Prieteni, scrieți-vă rog în comentarii care este sandwichul vostru preferat, din ce este alcătuit. De exemplu, al meu este din somon, avocado și tabasco. Cea mai nașpa parte la tot acest mix e chestiuța asta mică, care la mine aparent e foarte mare, și anume caracateța. Știți că eu nu mă împac foarte bine cu caracateța. Ce să-i fac? Challenge-ul e challenge. și tot nu am mușcat din caracateță. Să vă spun sincer, luat individual fiecare ingredient sunt bune. În fier de păr. Așa, în mixul ăsta nu cred că e prea bun, dar, na, măcar am un sandwich mic. A, dar nu pot să mușc, e foarte tare. O să mănânc întâi peștele, că e foarte tare, după aia o să mănânc și restul. E ok, să știți că nu e foarte rău, e bun. Eu nu înțeleg, cine face sandwich cu două felii de pâine? De ce nu folosești doar una? Altfel n-ar fi sandwich. Prieteni, voi cum faceți sandwich-urile? Cu o felie de pâine sau cu două? Scrieți în comentarii. Eu nu știu ce se plâng, băieții. Pot să mă plâng doar că este foarte mare și cel puțin deja m-am săturat. Se plânge, dar chiar e bun, să știi că e chiar bun. Am mâncat tot în jurul la caracaci, după care caracacea direct în gură și mergem mai departe. De mare. De care? De mare. Deci, ia cum sau niciodată, am ajuns la caracați. Sper să nu vomit. Adi, doar să nu te uiți la ea, că dacă nu te uiți la ea, e bună. Imaginează-ți că mănânci o gogoașă. Doamne, cum se ține de nas. Ai rupt în două. Că bun. Deci, totul este ok, doar să nu-ți cadă sandwich mare. Ați văzut cât e mare este, cum să-l mănânci pe tot? Eu sper să fie ceva scârbos. Sunt sigur că e ceva scârbos. Nu poate să fie. Fii atent, e scârbos, da? Prima rundă scârbos și a doua la fel. E scârbos. Da, 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 e ok. Da, da. Am acum două sandwich-uri. Deci. Deci e sandwich cu snacks-uri, din ce văd, pentru că... Chips-uri! Alune! Pe smeț! Dar pot să mănânc doar chips-urile, fără pâine. Deci eu o să fac așa, îi scot scobitoarea și... Ce simplu! Ce e asta? Nu-i gustoasă deloc. Iau, gata. Chips-ul e un pic iute. Mie mi se pare foarte complicat să mănânc pâine cu chipsuri. Cineva a mâncat vreodată așa? Știți când mama vă zice, ca să vă săturați, mâncați cu pâine? Așa și în cazul nostru. Ai un gen de pâine. Așa am mâncat. Asta e hot dog, ăsta nu-i sandwich. Și uitați că aici nu am chipsuri sau pesmețe. E cu pâine. De-aia mănânc de la mijloc. Nu mai pot. Prea multă pâine, da. Eu zic să trecem la următoarea rundă. Hai, alegeți-vă. Până dacă și în a treia... mediu! La mine e mare. Eu cred că aici e ceva bun. Nu știu. Sper că e ceva bun. Haide, hai să vedem. Dita mai sandwich. Nici Crăciunul la mine. Stai, dar care-i sandwich-ul? Ăsta. Ce e asta? Triplu sandwich. Deci avem wafe, bombonele, un fel de Nutella, mai multe tipuri de jeleu, pentru că avem și un wow jeleu. Și cereale. Astea sunt cereale sau mâncare de câini? Cereale. Îmi place încrederea ta. Cereale sau mâncare pentru câini? Ham. Și cea mai tare parte, ursuleți din prăjitură. La fel și la mine am aceeași, doar că Adi, ai menționat de aceste bastoane din jeleu. Eu nu am. Parcă este gumă. Are gust de gumă. În interior are o substanță așa interesantă.
Îmi place foarte mult oul din jeleu, doar priviți cum arată. Deci eu am un ou prăjit, dulce. Am, nu știu ce e asta, niște vafe, ceva, niște bombonele, poate niște ciocolată și cam asta e. Deci la mine a fost foarte sărăcăcios. Asta e când ai un sandwich mic. Ah. Ultima bucată. Hai să trecem la următoarea rundă. Prieteni, vreau să vă aduc la cunoștință un mesaj super important. La moment, balanța este de 62% neabonați și 38% abonați. De aceea, tu, cel care privește acel video, apasă numai decât butonul roșu de subscribe și apasă pe clopoțel, ca să nu pierzi niciun episod postat de noi. Nooo! Din nou mediu! Mare și înseamnă că la mine e mic! În sfârșit, mare, da? Da! Ce e asta? M! Ce-ar însemna? Ce? Una momento! Nu! Da! Bă, la mine e mic! Da! Iute! Bă, n-ai mirosit asta! Ce aveam în interior? Bă. Aveam ardei iute, din ce văd. Aaa, muștar! Și de iute! Adi, pui tot sosul! În cantități industriale! Da, tot sosul ăsta! Sos mai mult decât sandwich-ul, nu? Cât mi-a căzut sandwich-ul. Ce avem aici? Ardei iute cu smântână? Maioneză? Cu ketchup din ardei iute și cu... Maioneză sau ce e asta? Eu nu cred că e maioneză. Dar ce e? Muștar? Da, muștar. Probabil e muștar. Cel puțin mie mai mult îmi place când e pâine cu ceva iute, sărat, decât cu ceva dulce. Așa că... Așa nu că mănâncă-l tot. Așa că Adi nu comenta și o să mănânci tot sosul de acolo din parfumie. Eu o să stau după tine, Vlad. Păi la mea curie! Sandwich-ul e aici. Cât mi-a dat bucătarul? Deci, într-o înghițitură, da? Fuh, Doamne, Emil. Hai un challenge. Cine? Bag în gură. Sandwich mic, hai un challenge. Data viitoare. Nu trebuie să schimb expresia facială. Da, da, da. Rug-mă prima dată. Așteptăm câteva secunde să și ia efectul. 5 minutes later. Nu, o las pe mai târziu. Rugul mă să stau câteva minute, să fie challenge. Mie îmi place iutele. Participi la challenge-ul lui Ade. Să iau un deget și să bag în gură? Cu sos? Sos mai am aici, dacă vrei. E picant. E bun. Îmi place. Vlada după jumate de rundă. E picant. O să-mi iau și eu astfel de sos acasă. Fiți atenți cât ardei iute se află aici. Ca Michael Jackson. Nu mai am mult. Ce fac? De bun e bun, dar nu mai pot. Eu am terminat. Cât cu echipierii mei mănâncă sandwich-urile lor, prieteni, vreau să vă rog să apăsați numai decât pe butonul de like, pentru că am revenit cu seria de challenge-uri cu mâncare. Știu că foarte mulți dintre voi doreați să revenim cu această serie, așa că hai să facem un târg. Dacă voi apăsați pe butonul de like și se strâng 50.000 de like-uri la acest episod, continuăm cu această serie cu mâncăruri. Așa că tu, care privești acest episod, coboară mai jos, apasă pe butonul de like, iar noi, hai mai departe. Nu știu dacă mai intră în mine, dar ce te râzi? Dar o să bag ultima bucățică. Luați exemplu de la mine. Să trecem la următoarea rundă. Nu mă vomiți amuși peste mine. Te rog. E picant și abia acum, după vreo 5 minute, am simțit chestia asta. E super dubios. Cu întârziere. Nu mai vreau challenge-uri cu mâncare. Picantă. Ok. Nu, să nu fie iarăși mare. Mediu. Bă. Mic. Serios. Eu cred că e ceva ok. Stai, a fost. Da, e ok. Ia priviți. Psych! Ce dracu e asta? Nu, Vlada, ce dracu e asta? Nu! Un moment. Da, la mine este, la mine este ou. Nu-mi place bucătarul, schimbăm. Taie-mă în bucățele că nu mănânc asta. Trebuie să fii nebun de cap să mănânci așa ceva. E oribil, e parcă a fost scos din gunoi. Și de ce are scobitori? Trebuie să mănânci scobitori. De unde să-l încep, oare? Semințe de floarea soarelui și scrumbie și... Wow!
ou crud. Cred că e de prăpeliță, pentru că e foarte, foarte mic. Eu am unt. Unt, da, este unt. Nu e bine să-mi vomit. Păi, cine o pregătit să-l? Nu știu, dar trebuie să concediem bucătarul nostru. Are niște gusturi proaste. Și mai mult ne torturează decât să ne dea ceva să mâncăm bun. Băi, nu e rău, e ok. Bătem să muși cu gură, super. Eu nu pot să mănânc asta. Dați-mi vreo provocare, nu pot să mănânc asta. Chiar dacă e mic, mai bine vomit. Doamne! Nu vreau să muși din asta. Băi, dar e bun. După 4 runde, pe când am mâncat doar sandwich-uri mari, acum trebuie să mănânc eu asta. Bă, mă trec toate frigurile prin mine când simt sandwich-ul ăsta în gură. Fasole. Eu simt ceva sub formă de niște ouășoare mici. Oh my god, ouășoare mici? Nu-s fasole. Deci o să mușc și eu o gură. O să închid ochii. Nu, deci creierul meu nu poate să conceapă că pot să mănânc așa ceva. Nu. Eu nu vreau să văd privesul acest sandwich. Uitați-vă ce curge din ea. Închide ochii. Nu analiza. Imaginează-ți că mănânci acum mâncarea ta preferată. Cel mai scârbos episod este. Tot din cu bolvele pline, savurează din sandwich. Nu pot, mi-e greață, vreau să mor. Nu. E gustos. Sare, pune la ghițar de gri. Cârnați, vrei? Cred că asta așa. Nu, când muști, e ok. Hai să vă încurajați pe Vlad acum să muști. Vlada! Încurajați-vă pe mine! Da. Vlada! Dragii mei, vă rog să scrieți în comentarii o provocare pentru mine că nu am putut să mănânc acest sandwich pentru că eu nu pot să o fac. Îmi pare rău, dar asta e. Acest pește marinat este gustos. Oh, bun. Ok, ok. Deci, alegeți! Mai este una jos. Mediu! Mediu! Mare, din nou! Da, dar de ce e atât de greu? Ce-i? Stai, stai, eu am două sandwich-uri. Stai puțin, deci asta este varză. Varză cu kiwi, cu rodie. Și, și mai avem și banană. Haide tu. Asta înseamnă un om flămând. Deci, nu știu de ce, dar eu am două. Sau, este unul, dar tăiat. În sfârșit, un sandwich gustos din fructe. Ia priviți ce avem noi aici. Avem rodie, kiwi, banană și varză roșie. Eu o să-i dau nota 8 din cauza verzei. Așa e super, super bun. Varză. Eu o să-i dau nota 8 din cauza... Datorită varzei. Datorită la varză. Datorită varzei. Eu o să-i dau nota 8 datorită varzei. Verzei ei! Barzei de-a mă zi. Eu o să-i dau nota 8 datorită curechiului. Eu o să-i dau nota 8, tot a fost delicios, în afară de varza aia care stătea la mijloc. În rest, perfect. Vlada, de parcă nu ți-e foame. De parcă nu mi-e foame. Ai mâncat vreo sandwich și challenge-ul ăsta? Da! Ori eu sunt pofticios, ori Vlad e pretențioasă. Îmi place să mănânc gustos. Deci ești la Orange Blue, Vlad, dar nu ești la... Acest sandwich chiar e gustos, adică... Bă, da, chiar e delicios. Ce mă? La vară de varză, e un pic amar așa, dar e interesant. Prieteni, vreau să scrieți chiar acum în comentarii două provocări pentru următorul episod pe care Vlad o să încălcați. Ce? Că eu am mușcat! Trebuie să papi. Ai mâncat tot sandwich-ul ăla? Mai am mâncat. Vrei să mai mănânci de la mine? Nu vreau să mai văd sandwich-uri azi. Sec mai ai unul. Ce vreți să acolo? Fructe cu pâine! Fructe cu pâine! Fructe cu pâine! Urcă-i aparte, urcă-i mănânci împreună. Nu știu prostă. Fructe cu pâine! Da, fructe cu pâine! Fructe! Cine mănâncă fructe cu pâine? Mai avem încă o rundă și sunt sigur că echipa Orange Blue au lăsat pentru final ceva super, super grețos. Voi ce părere aveți? Eu credeam că gustos urma să zici. Nu. Până acum a fost grețos. E ceva foarte grețos. Mă gândesc ceva din gunoi. Amestecat cu o vietate vie. Ceva viu. Niște vierm. Vierm, da, de și la vierm. Doamne, hai ferește. Hai, luați voi ca să nu cadă iarăși mie ceva mare. Mediu. La, 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 la.
Mare. Mie în acest challenge nu mi-a căzut niciodată sandwich mic. Pentru prima dată în viață îmi pare rău cu o mare. Păi ăsta e editor. Șuca! La mine e mare. Eu pot să renunț înainte de a încerc. Adi, mai bine nu te uita, hai să-ți arăt eu. Ce va fi mic, ca să îți imaginezi cum va fi mare. Mă, este un sandwich bun? Are roșie, castravete murat, salam și ceva brânză. Alegi mâna dreaptă sau stângă? De ce? Trebuie să alegi. Niciuna. Dreaptă sau stângă? Nu ai o altă alegere. Dreapta. Ce? Tu, Eugen, trebuie să alegi mâna dreaptă sau stângă? Dreapta. Adi? Ok, și asta ce e? Decorațiune sau ce? Nu, e ceapă prăjită. Dar ajunge, mă, ce faci? Atât, ajunge, da, e perfect. Adi! Tu ce-i de aici? M-am făcut chestia aia. Atât doar? Hai măi, toată lumea mănâncă cu muștar sandwich, hai lasă! A, ăla-i muștar? Nu să mănâncă-i pastă de dinți. Cum mă să fie, Doamne, pastă de dinți? Și spre final ne-au adus un sandwich clasic, un sandwich bun, doar că nu cu ketchup iute! Mie îmi pare foarte bine, pentru că pe final avem în sfârșit un sandwich normal. Doar că stomacul mi-e plin. Îl mănânc. E delicios acest sandwich. În sfârșit pot să-i felicit pe acest bucătar. Bravo, nota 10! Chiar dacă are niște ceapă prăjită, nu e atât de rea, să știți. Chiar nu e atât de rea. Nu e atât de rea și este pe tavă. Ups. Și aici Eugen nu mai mănâncă. Am mâncat tot. La mine a fost mic, era de înțeles. Dă-n bucătar, mă, ești unul. Așa unul. Ia-l pe meu. Asta e cu sos. Și ultima gură. Delicios. Asta chiar a fost delicios. Nota 10. Suntem siguri că v-a plăcut acest episod. Dacă vreți următorul video cu mâncare, apăsați chiar acum butonul de like. Când acest video strânge 50.000 de like-uri, postăm acest episod. De asemenea, apasă pe butonul roșu de subscribe dacă încă nu ești abonat. Și ca de final vreau să scrieți în comentarii la ce oră vizionați acest video, pentru ca echipa Orange Blue să știe când să posteze următorul episod super tare. Cu voi a fost Eugen, Vlada și Adi. Ne revedem foarte curând!